După ce a comis o tâlhărie în Marea Britanie, un romașcan în vârstă de 23 de ani a fost arestat și condamnat la 4 ani de închisoare. Zilele trecute, polițiștii l-au însoțit pe tâlhar în drum spre România, acesta fiind extrădat de autoritățile britanice. El își va ispăși pedeapsa de 4 ani într-o închisoare din România. În data de 10 martie 2016, o escortă formată din polițiști nemțeni, împreună cu lucrătorii Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR, au preluat un bărbat de 23 de ani din Roman, care a fost reținut de autoritățile britanice, acesta fiind depistat pe raza statului respectiv. Acesta a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, fapt pentru care pe numele bărbatului a fost emis un mandat de arestare europeană. Colac peste pupăză, tânărul primise inițial o pedeapsă cu suspendarea executării, însă din cauza nerespectării obligațiilor dispuse în planul de supraveghere, autoritățile britanice i-au modificat pedeapsa în închisoare cu executare. Iar pentru faptul că el nu a îndeplinit obligațiile dispuse prin planul de supraveghere emis de instanță, a fost revocată suspendarea și s-a dispus executarea celor 4 ani de închisoare. Majoritatea statelor au aderat unui acord comun de extrădare. Singurele state cu care România nu are semnat un astfel de acord sunt Iordania, Kenya, Somalia, Indonezia și Siria.